Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. În vlogul de astăzi vom repara cruciulița asta, adică e făcută, numai să-i pun o cheiță din asta. Fac așa și eu o serie homemade. Am mai făcut, nu știu dacă vă place. O să folosim pistolul ăsta de lipit cu silicon. L-am băgat în priză, îl lăsăm să se încălzească. Pașii îi știți, sunt simple. O să facem cruciulița asta de ceramică. Iubesc foarte mult chestiile astea din ceramică, mai ales cruciulițele. Am o colecție așa. O să-i punem cheița asta de la conservă. O să-i o punem aici, dar trebuie să pun cu silicon din asta și să lipesc. Ea a mai avut ceva aici de prins. A, uite că s-a dus. Tot așa o avut ceva, o cheiță din silicon. Am spălat-o un pic că era de praf, a stat în balcon. A fost în balcon pusă. Și o să prind cheița asta, uite așa, aici, pac, ca să pot să o agăț, ca să pot să o agăț undeva. Lăsăm să încălzească asta, nu vă țin mult, durează 5 minute, 2-3 minute, 5 minute vlogul acesta. Da. O să, luna asta, până la jumătatea lunii, o să fiu mai, cum să vă spun eu, la muncă, o să fiu mai solicitat, că e un coleg plecat la alt obiectiv și am numai o zi liber și o să mai am vloguri de pus. O să mă duc și cu nou magnet să cumpăr o funie din aia nouă. O să cumpăr o funie nouă și o să încerc să merg tot acolo la ponton. Vedem ce mai găsim, că ăla e un pic mai puternic magnet, tot eu o prins. Au, ce mi-au prins pe ea. Setul de șurubelniță. Au, ce o prins. Ăsta e magnetul, chiar dacă e un pic mai micuț, celălalt era o leacă mai mare în diametru. Ăsta e un pic mai puternic față de ăla care l-am avut. Da, cam așa arată. De acum s-o încălzit și s-a încălzit și ăsta, că miroase siliconul ăsta. Acum dăm așa, ca să... Gata, a început să curgă. Acum să dăm silicon aici, frumos, pac, atât. Acum o să punem ăsta aici, frumos, să-l pun cât de cât drept să fie. Și acum mai dăm niște silicon și aici, pe deasupra. Da, și cam atâta cu vlogul acesta. Lăsăm să usuce. Tragem chestia asta de aici, ca astfel o să curgă tot siliconul din el. Acum l-am oprit din priză. El acum nu mai curge, după cum puteți vedea. Îl trageți un pic din chestia aia, ca altfel o să curgă tot. Lăsăm să întărească și cam așa o să arate cruciulița, o să o țină. Am pus-o cât de cât dreaptă. O agățăm undeva, îi găsesc eu un loc. E frumoasă, îmi place cruciulițele astea, nu contează că e de catolici, că e de ce o fi, e tot un singur Dumnezeu. De, cam atât cu vlogul, nu vreau să vă țin mult. Atâta o, cam așa arată. Pistolul ăsta cu silicon își face treaba, l-am de foarte mult timp. Nu știu, am dat vreo 30 de lei pe el. O să mai cumpăr niște batoane din astea când mi s-au consumat. Da, fraților, cam atât. V-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!